10 cazuri noi de coronavirus în județul Brașov. Dacă ieri erau înregistrate 697 de cazuri, ultimul bilanț al grupului de comunicare strategic actualizat astăzi indică 707 cazuri. La nivel național, pe teritoriul României au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de Cazuri confirmate pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, îl aveți afișat pe ecran. Totodată, până acum 1219 persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate alte 165 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 4.935 de persoane. Alte 82.655 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizarea medicală. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 397.563 de teste.